și fitness și tehnician nutriționist. Iubesc foarte mult să ajut persoane din jurul meu. După cum vedeți, din păcate, m-am accidentat la schi și a fost nevoie să fac o operație. Cel mai tare mă doare faptul că nu pot să fac sport pentru o perioadă destul de lungă. Sunt ok după operație, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce mă concentrez eu acum pe viitor este să mă recuperez cât mai repede, să pot să reiau activitățile mele din dinaintea accidentării. Iubesc mișcarea de orice fel, fac sport de la vârsta de 6 ani. Nu am ratat nici o zi din viață fără să fac ceva mișcare, așa că vă puteți gândi și voi cum mă simt acum, că nu pot mișca, iar cele mai bune prietene ale mele sunt gârjele. Sper să scap de cât mai repede, sper să ne cunoaștem, vă pup pe toți, pa, pa! Am fix o săptămână de la operație de ruptură de ligamente și sutură menisc. Ce mai încercam acum să fac? Să încep câteva exerciții de recuperare, ușor, așa, treptat. Vom lua fiecare exercițiu, să nu forțăm. O să vă arăt cum decurge recuperarea mea și sper să fiți și voi încrezători că veți ajunge acolo unde vă doriți. Încep acum prin a face câteva exerciții de încălzire. O să fac flexia și extensia gleznei. Cel mai bine ar fi, cred că, să mergi descălță. Flexia și extensia gleznei. Bun. O să fac rotiri. Și o să lucrăm prima dată piciorul sănătos. Șase. Șapte. Cel mai bine este să ținem glezna fixată. Scoatem călbiul în exterior. Așez lateral. Scot călcâiul în exterior. 1, 2, 3, 4. Încă 8, 7. Piciorul paralel cu solul, merg față paralel cu solul, glezna rămâne flexată, da? Ușor. Una, bun, două și trei, bun, patru, cinci. Începem să lucrăm cu celălalt.
poziția aceasta, spatele cât mai drept, încerc să ridic una, două, trei, patru, cinci, șase, și introducem bazinul puțin în față. Vârful în față, să dăm vedeți, vârful în față și bing spate. Piciorul întins la piciorul care este ok, da? Și nu are neapărat. 10, 9. Merg puțin pe diagonal în spate, da? Brații în față pentru echilibru. Avem sprijin pe cot, unde 90 de grade. Toată palma deschisă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și mâna în față și facem rotiri un pic mai lente decât pe celălalt picior. Trebuie să avem grijă la mișcare. Neapărat exercițiile le fac tot timpul cu orteza fixă. Primele două săptămâni trebuie să port orteza fixă. Ușor, aici simt o oarecare instabilitate.
7, 8, 8, nu trebuie să forțăm, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și rămân sus în isometrie, încordăm bine piciorul, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și relaxăm. Exact același exercițiu, piciorul sănătos. Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, ho!
Last one.